Eu eram elevă în clasa 6 sau 7 de liceu, deci cum ar fi acum în clasa 10 sau 11, nu țin minte prea bine. Și am avut curajul să merg pentru prima dată în viața mea într-o închisoare la Vorbitor, singură, cu niște cunoștințe din Păgăraș, că atunci locuiam, eram refugiat în Păgăraș, și am mers cu cunoștințele acelea la Iud, unde aveau un frate, cunoștința asta pe care mergeam eu. Și am mers la Iud, am ajuns cam prea de dimineață și încă nu se dăduse drumul să intrăm în curtea închisorii. Și am spus, lasă că până om intra înăuntru, să mă duc să văd închisoarea. Și m-am dus la fațada închisorii, m-a impresionat foarte mult, o clădire mare, destul de frumoasă, cu multe etaje, și probabil că am întârziat mai mult acolo, când am venit, toată lumea intrase. Un gardian mă întreabă, ce dorești? Am venit la Vorbitor, la fratele meu. Și de ce nu ai fost aici când s-a dat voie? M-am dus să văd închisoarea. Dar pentru ce te-ai dus? Nu știi că nu e voie? Dacă te arestam, el probabil că a glumit. Dar eu am luat-o în serios și am început să plâng. Bineînțeles că mi-a dat voie, am intrat. Am intrat în sala unde era Vorbitorul, m-a impresionat foarte mult că erau două rânduri de gratii, în partea asta unde stăteau vizitatorii, era un culoar și la distanță cam de un metru, un metru și ceva, era al doilea rând de gratii, unde erau deținuții. Și erau mai multe persoane care în același timp stăteau de vorbă cu deținuții. La un moment dat s-a deschis niște uși metalice cu un zgomot din acela sinistru care m-a impresionat foarte mult și la un moment dat intră el și cu el mai erau încă doi prieteni. Era îmbrăcat civil, curat, frumos, nu era în costum de închisoare. Ceea ce mi-a plăcut. Și avea în mână un buchețel de păpădie, probabil luată din curte, de la închisoare și până la Vorbitor. Și cum a intrat, s-a repezit pe ghișeul acela la care stăteam de vorbă și s-a repezit să-mi dea buchețelul de păpădie. Și am închis și eu mâna și am luat floricelele. M-a impresionat foarte mult. Și am stat de vorbă, mai plângând, mai stând de vorbă și la un moment dat, ca fiecare, l-am întrebat. Zic, dar ce mâncați aici? Dar el așa, nu cred că chiar numai asta mâncau, dar el așa m-a răspuns. Mămăligă și nici pasta nu avem. Bineînțeles că m-a impresionat foarte mult. Am început să plâng, gardianul mi-a făcut observație, fără asemenea discuții. Și atunci, sigur că el a început să mă întrebe de școală, de una, de alta. Am stat puțin de vorbă, cred că am stat de, totuși vreo 10-15 minute. El și cu prietenii lui care lucrau, făceau în special troițe, jucării, sculptură în lemn. Și țin minte că mi-a dat câteva jucării din acestea și după aceea, bineînțeles, ne-am despărțit. După ce mai plânsesem, mai stătusem de vorbă și am fost foarte mulțumită că am reușit să-l văd. Mie mi s-a părut că arăta destul de bine, frumos, era și foarte tânăr, încât nu m-a impresionat
faptul că este foarte slab și foarte schimbat. După 23 august 1944, regele semnează decretul de amnistiere a tuturor deținuților politici, a tuturor mai puțin legionarii și frații de cruce. Aceștia sunt preluați de noul regim și lăsați în continuare să putrezească în închisori. Între timp, comuniștii preluau puterea pas cu pas. Încă bine, în anul 45 m-am dus la Aiut. Vârsta care era pe atunci, la 24-25 de ani, bineînțeles că avea mai mult curaj, mai mult. Am întrebat pe cineva care și unde e directorul închisorii. Și am plecat pe stradă așa și într-adevăr careva mi l-a arătat, ăsta ești. Am avut curajul îndrăzneala, deși știam că era foarte, foarte sever ca director de închisoare, am apropiat și am spus, domnule director, eu sunt sora lui Valeriu Gafencu. Și vă rog frumos, după atâta timp, el n-a avut drept la pachet, la vormitor, primii 3 ani au fost numai de zarc, așa era celula în care stătea el fără lumină, fără, aproape și fără apă și mâncare. Vă rog frumos, dați-mi voie să-l văd și eu pe fratele meu și să stau de vorbă cu el. La care directorul mi-a răspuns, nu vă cunosc, nu știu, dar dacă într-adevăr Valeriu este fratele dumneavoastră, dacă țara aceasta ar avea mai mulți ca Valeriu, cu totul alta era situația țării noastre. Și, într-adevăr, când am intrat pe poarta închisorii, m-am dus și zis, o să vorbiți cu Valeriu acum, într-o cameră, separat, nu la gratii, l-a dus pe Valeriu, îmbrăcat, mă rog, în ținută, în bărgată din asta de închisoare, slăbuț, palid, și am putut să stau alături de vorbă cu el, în care tot același lucru, întreba de fiecare, sfatul lui era mereu același de corectitudine, de cinste, de comportare corectă cu toată lumea, nu numai în familie, nu numai cu surorile noastre mai mici. Tot cazul, el era mereu un fel de îndrumător, chiar de la distanța în care era și prin scrisori și cum se putea, am reușit să primim o educație în stil creștin și cu o morală creștină într-adevăr adevărat. Și atunci a fost într-adevăr singura dată când am putut să stăm alături de vorbă, parcă mi-am amintesc că mi-a strecurat și un bilețel, format așa un fel de, era cu o tobișoară așa cumva, care mi-a spus el cui să transmit, Nelu Munteanu, prieteni de lui. Și am avut așa oricum, după niște ani de despărțire, o întâlnire frățească. Dar m-a mai fost la vorbitor și atunci și-a adus și prietenii lui care i-a prezentat pe toți, dar asta a fost de acum la gratii. Ce regret și astăzi este faptul că nu a putut să-l ajută cu pachete. Îi cerea prin scrisori, trimiteți în pachet. Noi eram așa de sărace că aproape noi nu aveam ce mânca. Și destul de rar îi trimiteam pachet. După aia a urmat o perioadă mai bună cu Galda de acum.